Și eu acum mă declar fana colegului meu, sunt fana lui Ion Jalbă și o să fiu fana lui toată săptămâna asta, pentru că el este corespondentul nostru special la Eurovision Song Contest 2023. Îl salut cu mare drag. Ion a ajuns azi noapte, azi dimineață, cum ar veni, acolo la Liverpool. Uite-te la el! Ion, bună seara! Bună seara, Doina, bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur foarte mult că din nou sunt alături de dumneavoastră prin intermediul online-ului. Că suntem din nou împreună și discutăm despre Eurovision Song Contest, competiția ce începe mâine seară în direct la Postul Public. E adevărat, Doina, ceea ce ai menționat, am ajuns astă noapte, însă de atunci până acum parcă ar fi trecut o săptămână, pentru că sunt atât de multe detalii ce se petrec și se consumă aici, încât este foarte, foarte complicat în unele momente să reușești să ții pasul. Chiar în aceste momente, sper că voi auzi și undeva se vede pe acele ecrane, este o repetiție generală cap-coadă care a început la ora locală 13.30, ar fi 15.30 Republica Moldova, și încă nu s-a încheiat repetiția. Această repetiție vine ca o finalitate a muncii din ultima săptămână pentru cei care participă în prima semifinală, pentru că pe această cale, reiterez, mâine seara avem emoții pentru Pașa Parfenii, pentru Republica Moldova, și avem în continuare speranța că mergem în finală, acolo unde cred eu, cred și tu, Doina, probabil, cred și ceilalți vom fi. Ion, dar spune-mi cum e acolo, ce se mai întâmplă, care e atmosfera, descrie-mi un pic zarva din culise. Bine, tu ai fost în anul precedent și știi că e o combinație pe care o avem aici, e o combinație de stres, emoții, încredere, siguranță și meditație, probabil. Aceasta ar fi combinația perfectă, pentru că toate aceste stări, sau prin aceste stări, mai bine zis, ca să rectific, trec toți cei care participă și nu fac referire exactă doar la Republica Moldova. Și celelalte delegații le-am văzut și le-am simțit la fel, că, din punct de vedere a emoțiilor, pentru că fiecare așteaptă momentul culminant. În același timp, fiecare este conștient că cei de acasă, cel puțin în semifinale, vor veni cu impactul final și cu acele voturi ce ar putea să-i ducă în finală sau ar putea să-i trimită acasă. Însă, de cealaltă parte, încrederea, pentru că au muncit. Au muncit foarte mulți. Făcând referire la băieții noștri, la echipa lui Pașa Parfenii, în discuțiile pe care am reușit să le am deja cu ei, toată această perioadă de când sunt aici, au dormit doar câteva ore pe noapte în fiecare zi, au reușit doar să-și încarce puțin bateriile, mai mult decât atât pot să zic că dimineață, era ora 7, am văzut mai mulți membri ai echipei ce au ieșit la alergare. Au făcut vis de dimineață alergare și în discuțiile pe care le-am avut au spus că este una dintre modalitățile prin care încearcă să se mențină în tonus, inclusiv și muscular, pentru că e destul de copleșitor pentru mulți dintre ei. Sunt pentru prima dată la Eurovision Song Contest. Pentru alții este epuizant, pentru că este foarte, foarte multă muncă. Apropo, ca să nu uită, mă aflu în aceste momente aici, în zona presei. Bine, nu prea pot să vă arăt foarte multe. Sper să nu ne dea de gol internetul pentru a reuși să vedeți cel puțin câteva detalii. Sunt foarte multe locuri, foarte multă lume, foarte multe țări și fiecare speră că favoriții lor vor reuși să ajungă în marea finală. Avem două stele, apropo, pentru presă și din această zonă muncim noi pentru a transmite materiale acasă. De aici vom încerca să creăm mai multe materiale pentru a vedea ce se întâmplă aici la Liverpool. Orașul, ca să fac referire și la oraș, este împânzit probabil în totalitate cu detalii ce îți reamintesc. Cea mai importantă competiție muzicală în acest an este desfășurată aici, în această localitate din Marea Britanie. Ion, dar ai apucat să schimbi câteva vorbe poate și cu reprezentanții din alte țări. Cum i-ai văzut pe ei și zi-mi dacă se simte spiritul acela de prietenie sau e totuși un pic de competiție și vorbim totuși despre marele trofeu care va fi câștigat de o singură țară? Sigur că da, bine. Mereu există competiție și mereu există rivalitate atunci când este un singur câștigător și atunci când vorbim de un concurs în care în cele de urmă doar unul poate să învingă. Dar marea majoritate dintre țări, inclusiv Republica Moldova, au reușit să creeze anumite relații de prieteni. Din discuțiile pe care le-am avut, inclusiv cu membrii unor alte echipe, ei s-au cunoscut anterior, s-au cunoscut în turneile în care au încercat să promoveze melodiile, pentru că înainte de a veni aici la Liverpool, o mare parte dintre ei au fost în marile orașe din Europa pentru promovarea melodiei. Și după ce s-au întâlnit de câteva ori, s-au creat anumite relații de prietenie. Aici s-au revăzut și aici la fel muncesc cot la cot pentru a crea show-ul din semifinale și ulterior din finală. Există respectul reciproc, există, desigur, între ei mai mult sau mai puțin prietenie, desigur că e diferit de la
caz la caz, dar în același timp fiecare își dorește să meargă mai departe. Și pentru fiecare contează doar propria echipă și propria țară. Și Ion, ajută-ne să înțelegem ce se întâmplă exact acum acolo. Ai zis că are loc repetiția generală înainte de prima semifinală. Exact. De fapt, din câte se pare, pentru că nu mai aud sunet, după ce am intrat noi în direct, s-a încheiat repetiția generală. Din câte văd aici pe o imagine pe care o am în stânga mea, s-a eliberat sala unde va avea loc show-ul, inclusiv scena, ceea ce ar însemna că s-a pus punctul pe i pe această repetiție și foarte curând din nou delegațiile vor merge la machiaj, din nou vor merge în sălile destinate fiecarei în parte pentru a se pregăti, pentru că în această seară urmează încă o dată să urce în scenă. Marea majoritate probabil deja cunosc acest detaliu. Cu o zi înainte semifinalelor, artiștii urcă în scenă și fac exact același lucru de la A la Z, iar acest lucru poate deveni solicitant la un moment dat. Noi avem însă speranța că vom avea posibilitatea să revedem Republica Moldova și sâmbătă în marea finală, dar de asta depinde votul celor de acasă și când zic acasă fac referire la diasporă în mod special, pentru că noi cei din Republica Moldova suntem conștienți că nu avem cum să votăm țara noastră. Ion, și mai am o curiozitate. Tu, ca om de televiziune, ca prezentator, ca jurnalist, ce te impresionează cel mai mult din tot ceea ce ai văzut acolo până acum? Cred cam tot, apropo, dacă e să fac referire. E o experiență nouă pentru mine și asta, de fapt, asta este motivul pentru care sunt impresionat de foarte multe detalii și tot ce se întâmplă aici în jurul meu. Sunt extrem de multe elemente. Nu m-am așteptat la atât de multe elemente. Nu m-am așteptat să fie atât de complicat în unele cazuri să reușești să creezi anumite materiale sau să-ți ofere posibilitatea și spațiu pentru a face acest lucru. Credeam că lucrurile sunt mult mai simple, credeam că vii și vei reuși să faci sau să pui în practică anumite detalii fără a face un prea mare efort și nu că mi-ar fi fost frică de efort. Dar lucrurile stau diferit, pentru că vorbim de cea mai mare competiție muzicală și atunci există o serie de reguli de care trebuie să ții cont, există o serie de persoane cu care trebuie să vorbești înainte de a face ceva și după ce ai toate ok-urile, după ce este totul bifat, atunci poți să treci la treabă. Ce m-a mai impresionat? M-a impresionat mult și arena de aici, de la Liverpool. Vorbim de o arenă uriașă, e un labirint întreg. Am avut deja posibilitatea și plăcerea, între ghilimele, de a mă pierde de 2-3 ori prin arenă. Deși avem persoane responsabile de delegația noastră, inițial aceste persoane au reușit să ne ducă în diferite zone, să ne arate cam tot ce este aici, dar noi am rămas în zona presei pentru că trebuia să transmit și materiale, trebuia să mai și lucrezi de pe calculator. Ceilalți au mers însă în alte zone, pentru că fiecare are propriul task de îndeplinit. Și astfel, la un moment dat, pentru a nu căuta aceste persoane, pentru că durează până vin la tine, până mergi în altă parte, pe cont propriu am început să circul pe aici, prin arenă. Și, repet, am avut câteva momente în care m-am pierdut, am descoperit de altfel și o altă sală de care nu știam că există aici, sala la fel de concerte. Probabil nu va fi nimic acolo, cel puțin în următoarea săptămână. Dar lucrul ăsta s-a petrecut. Probabil nu mă mai voi pierde, pentru că deja am învățat cam tot ce este aici. E, și dacă te-ai pierde, te-or găsi colegii noștri, numai decât corect. Te găsesc ei. Corect. Oricum suntem în comunicare permanentă, chiar dacă nu suntem, indiferent dacă suntem sau nu în aceeași sală, suntem în comunicare permanentă pentru că trebuie să discutăm și spuneam. Sunt detalii pe care trebuie să le punem la punct. Acum, din nou, am reînceput, de fapt, în aceste momente, din ceea ce văd pe aceste ecrane, ca să vă spun exact ce se întâmplă, pentru că avem acel Big Five, acele 5 țări ce sunt calificate automat în finală, vedem că în aceste momente fac o repetiție acele țări, pentru că unele dintre ele cu toții știm că vor fi în prima semifinală, iar altele în a doua semifinală și ulterior ele sunt automat calificate în finală. Asta se întâmplă în aceste momente aici la Liverpool, la Arena. Ion, mulțumesc tare mult, îmi pare bine că ai intrat în legătură directă cu noi. Să ai o seară liniștită, dar nu o să fie liniștită cu siguranță. Eu sper că noi ne revedem și mâine și o să ne povestești mai multe. Și sunt convinsă că o să ne aduci informații curioase și deosebite și bucură-te de experiența aceasta. Ce să-ți doresc? Mulțumesc mult! Mersi, mersi și eu! Pe mâine! Pe mâine, seară frumoasă! Vă cuprind aici de la Liverpool! Și noi pe tine! Mulțumim tare, tare mult!